Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru un anumit colectiv, o etalare foarte generală despre un anumit colectiv. Dacă faceți parte, vă dați seama de prima oară. O să continui și cu etalările pe zodii, mai am două zodii. Mulțumesc mult pentru înțelegere. Haideți să vedem despre ce vom vorbi în această etalare. Faetonul apare interesant. Faetonul, dorința cuiva de a merge către, direct, către, da, destinul său. E o nouă etapă. E o decizie luată după o perioadă de muncă. Probabil acest personaj, nu știu, sau voi, cineva s-a concentrat foarte mult pe muncă, pe bani, pe crearea unei rețele, poate sociale, poate lucrați online, în fine. Sau, chiar dacă nu lucrați online, ați vrut să vă prezentați produsele, în fine, da? Sunt multe variante, continuați-o și voi. Dar cu acest zero aș spune că se vrea ieșirea din această rețea, din acest tipar, la care s-a lucrat de ceva timp, 8, și pentru că deja persoana este destul de bine financiar, independentă, 9 de monede. Și această ieșire din tiparul, să zic, financiar. Îi va face să, pe cei care au ales această ieșire din nevoile zilnice, să zic, sau din crearea unei stabilități financiare sau reușite profesionale. De ce vin cuvintele atât de greu, nu știu. Acest probabil că e oarecare, nu neapărat nehotărâre. Nu se știe exact spre ce se merge. Dar se știe că trebuie ieșit dintr-un tipar ca să te descoperi. Faetonul merge către stea. Stea înseamnă destinul nostru, vindecare, credință. E ca și când cineva, opa, interesant. Ca și când cineva lasă un pic banii, interesant, la care a lucrat foarte mult, poate voi, doamnelor, poate altcineva a lucrat pentru voi, inspirați, nu știu, împărăteasa apare. Dar noua direcție este spirituală. Este specială. Știți, e ca și când, da, începe o nouă cale și nu știi. Trebuie să faci doar primul pas. Așa spunea și Rumi. Nu știi unde vei ajunge, dar trebuie să te așezi la drum. Să-ți iei bilet. Poate nu știi nici în ce direcție. Vezi acolo, la aeroport. Sau la, nu știu ce fi zis aeroport, probabil o fi pentru cineva. Sau la gară, sau eu știu unde. Sau chiar te pui în mașină, că faetonul e mașinuța. Te pui în mașină. Nu știi exact unde, dar vezi, simți pe drum. Drumul te duce. În fine, hai să vedem situația despre care vorbim pentru acest colectiv. Ideea este că faetonul e de bine, e o victorie care, ia uite, șase, e o victorie care se va manifesta mai devreme sau mai târziu. Pentru că faetonul este un, ia uite, drum, am zis drum, ia uite, este un semn cardinal. Și 8 de cupe. Opa, ce drăguț, ce interesant, da? Am vorbit de monede, eliberare, 8 de cupe, de monede, de dorința asta de a avea stabilitate și călătorie. Este un moment trăsnet. Faetonul acesta, cine o fi, sau nu e vorba mult de persoană, e vorba de energia cuiva. Care ce gata, nu pot să vorbesc, nu? Prea popular. Nu mai mă concentrez pe bani, că am suficient sau mi-am dat seama că de fapt, ok, chiar dacă muncesc, chiar dacă am stabilitate sau abundență, este ceva ce nu mă satisface. Faptul că nu am dragoste. Asul de cupe aici, în această set de cărți, în acest 8 de cupe, este invers. Asul de cupe e aici. Cu alte cuvinte, degeaba am bani, degeaba am stabilitate, dacă nu am dragoste. Și aș spune că e eliberarea cuiva. Poate să fie 6 de monede și un triunghi, în care cineva tot timpul trebuie să dea în stânga, în dreapta, la familie, la prieten, la iubit, la iubită, la, în fine, da? Diferite sau, tot timpul trebuie să dai în diferite situații, dar mai puțin îți dai ție în suflet. Că e o persoană la care vă gândiți că sunteți voi. Aceasta este light motivul acestei etalări. Și 8 de bâte înseamnă călătorie. Chiar peste hotare.
Poate să fie și comunicare rapidă, intensă, spontană, dar sub o aură de... sau nu aură... După un moment de trezire, aceasta nu venea, comunicarea aceasta și călătoria aceasta, dacă nu se întâmpla un eveniment neașteptat. Trăznetul, pentru mine Uranus, și mi-aduce aminte tot timpul de turn, în aceste cărți sunt multe turnuri, multe trăznete, o separare care aduce lumină. Și dacă nu-i separare, e un moment de trezire. La capătul setului de cărți, da, trei de monede. Se dorește ieșirea, da, ieșirea din tipare. Patru de monede pentru mine sunt tipare, sunt relații karmice. Interesant, aceasta este ideea, rațiunea la care a ajuns eventual un bărbat, o energie masculină. Că de fapt, are o dragoste de oferit, dar nu primește, nu oferă, pentru că așa a fost probabil învățat, trebuie să fie masculin, să fie alfa, trebuie să se lupte pentru, eu știu ce are el de câștigat, pentru atracțiile pe care le are, e un as de bătăie, este o pasiune trăsnet între acest masculin și probabil unele dintre voi, dar așa, mascul alfa, așa îl văd, dar pentru unii probabil acest mascul... Ce am, nu știu. Așa. E obișnuit să stea în acest tipar financiar, din serviciu financiar. Da? Care i-a blocat energia într-un anume fel. Aici, asul de bâte este energie spirituală. Nu e musa, e sexuală sau, da? Poate să fie și o atracție fizică față de cineva, dar care trezește altfel de nevoi, mult mai profunde. Nu doar acestea cu care marea majoritate a oamenilor s-au obișnuit. Și aici sunt șase bâte și încă un șapte. În general, șapte de bâte este o energie care blochează, dar în această carte blocajele se dau la o parte pentru că alegerea a fost făcută. Nu mai vreau blocaje, nu mai vreau tipare. Interesant, aici sunt stringuri. Apropo, ard stringurile, deci am zis mai ia cu câteva zile. Și merg, îmi fac cărare, cum face faetonul, înspre această victorie, înspre un nou început, o nouă relație, o nouă pasiune, dar, repet, este creată pe alte nevoi. Și pentru acest lucru, cine a hotărât această, aș spune, eliberare, e dispus să treacă, sau dispusă să treacă prin blocaje, eventual ce simt în acest moment, trei de monede de o energie constructivă. Să transforme blocajul într-o oportunitate. Frumos, super înțeleaptă idee. Felicitări care o fi și ai gândi așa. Hai să vedem mai mult. Eu, împăratul, l-am văzut și în timp ce amestecam, și marele preot, asul de monede. Dorința de a începe ceva, da. Dorința cuiva de a începe o nouă relație și e dispus să se lupte pentru această relație în care, da, și el, în mod special, și cealaltă persoană, nu depind de nevoile financiare. Vedeți cum se ridică deasupra bogățiilor? Asta înseamnă că personajul începe să se iubească, începe să creadă în Dumnezeu, să urce scara, nu știu, să ascensioneze, da, să aibă altfel de valori. L-am văzut și în timp ce am amestecat. Inițial, în timp ce am amestecat, era cavaler de bâte în curs de dezvoltare. Acum apare chiar pregătit acest împărat, probabil că are bani, poate că a circulat prin multe țări. Mare, interesant, ce drăguț, poate unora le place șahul. Poate mă invita și pe mine la o partidă de șah. Mai e o mutare de făcut. Aceasta înspre asul de cupe. Și asul de cupe începe cu dragostea în noi. Da. Cu dragostea în noi. Cu speranța.
Despre ce? Despre ce? Asta e situația. Ah, nu. Dați-mi voie să mai... Ia uite. 2 și cu 3. 5. Șoricei ăștia. Care arată grija zilei de mâine sau dorința de a avea bani, de a pune bani deoparte, dar întotdeauna banii se consumă, că sunt oameni pretenții, apropo de 6 de monede, figuri. Prieteni, familie, colegi, iubiți, iubite, din punctul meu de vedere, care toacă banii și rezultatele tale, nu prea sunt iubiți, sunt altceva, dar în fine, le zicem așa, cum vreți voi să le ziceți. Relații karmice, hai, așa mai bine. Situația, hai să vedem și situația. Asta vrea să iasă, iau, te duci pe griji. Deși schimbare de perspectivă, că este spânzurat în tarot. Schimbare de perspectivă. Ca și că cineva împrăștie. Aceste sunt influențe. Influențe negative. Am vorbit de triunghiuri, dar nu musai amoroase. Intervențiile unor altora în viața unor persoane. Alte figuri care mănâncă din abundența, din reușitele celor care muncesc, am văzut că s-a muncit. Dar parcă, vedeți și voi, parcă împrăștie aceste influențe, e o nouă perspectivă. E unu, magicianul, vreau să intru în manifestare, să manifest ce? Doi, Marea Preoteasă. Ah, ce frumos! Da? Să manifest creștere spirituală și manifestând creștere spirituală, știu, sunt convinsă că voi avea și trei, împărăteasa, abundența. Adică, banii vor veni. Dar vor veni ca binecuvântări, nu ca, eu știu, reușite după îndelungi. Da. 22. Este o nouă cale. Da, se pune punct unor blocaje, unor situații. Eu, cruce, sunt trei, de fapt. Trei cruci, interesant. Că tot am vorbit de trei tipuri de relații karmice. Dar vedeți, 12 și 21, ca să se ajungă la abundența aceea, s-a muncit pe rupte. Așa a fost învățat din copilărie. Sărăcuțul copilaș. Ha. 2 și cu 9, femeie matură. Posibil mamă. În fine. Dar, dacă s-a muncit pentru bani, se întâmplă, să zic, o trezire la spiritualitate, la altceva. Chemarea la o nouă cale. 22 este un număr maestru. 2 și cu 2, 4, 3 și 4. Știu, poate un bărbat merge către o femeie, poate o femeie îl manifestă într-un anume fel. Dar pare interesant până acum subiectul și eu vreau să vorbesc cu jumătate de oră să vedem dacă reușesc. Ia, hai să vedem... Ce să mai vedem? Ia uite, 2 de cupe. Dar a venit așa, pe orizontal. Încă e nemanifestat. Stă în aer. Încă cei doi n-au reușit să fuzioneze. Pentru că trebuie marcată acea eliberare la capătul setului de cărți, turnul despre care am vorbit. Separarea, trăsnetul, trezirea. Și fă, mă, veverița, bursucul și veverița, că tot am văzut sceneta cu bursucul și veverița și elefantul, care face pe berbantul. Toma Caragiu, vai, intervenți, scuzați-mă, dar chiar am văzut mai devreme, am râs, dar n-am mai putut. Da, ce fără veveriță, stai să adune alune? Oricum, ți le poate trăsni universul oricând, să le pierzi. Nu-i mai bine să faci altceva? Apropo de 12 de Marea Preoteasă, să manifesti creștere spirituală. Ia uite, valetul de cupe. Posibil, un bărbat vrea să-și ceară scuze că a fost prea sobru, prea rațional, prea mental. Nu știu dacă astea sunt motive de scuze, cât probabil din cauza acestui fel de a fi, nu a acordat atenție sufletului, sufletului pereche, legăturii spirituale care a fost, este și va fi între voi. Hai să mai vedem ce alte cărți apar.
Deci vorbim de două suflete perechi care încă, probabil s-au întâlnit, s-au despărțit cu turnul. Ia uite asul de cupe. Urmează să se manifeste dragostea. E multă pasiune și determinare de a, de a face această călătorie. Eu știu, Londra. Poate cineva e pe la Londra? Nu știu. Dar vedeți. Ceva legat de Londra, simt. Dar nu obligatoriu. Sau de călătorie în străinătate, din străinătate în țară, din țară afară, vedeți, călătorie. Un personaj alfa, of course, alfa. Ce ne facem noi fără alfa? Într-adevăr, nu ne facem. Dacă ești alfa, te descurci fără alfa. În fine, asul de cupe. Da, acest personaj vrea să simtă dragostea, vrea să se bucure de dragoste. Mai dăm cărți. Întâlnare colectivă. Nu știu ce vorbesc eu aici. 7 de bute. Energia feminină aș spune că e oarecum reținută. Manifestă putere. Oho, dar câtă putere. Manifestă succes. Succes, putere, dar nu e vorba de succesul public, pe care probabil că l-are, în care a investit foarte multă muncă. E vorba că manifestă, intră iar într-o nouă etapă. Manifestă o transformare energetică și spirituală. Fiind două suflete perechi, probabil că energiile se oglindesc într-un anume fel. Dar mai dăm o carte. 7. 3. Lumea... ce frumos! Sunt două! Ei, la distanță era o dragoste. Vedeți ce pitită era dragostea asta? Flăcări gemene, am zis că se oglindește într-o anumită măsură. Deci ce pitită era dragostea asta? Probabil că era pitită din cauza distanței. Posibil din cauza că între cei doi, știu, sunt mări, țări, blocaje, munți, cărări. În acest motiv probabil nu s-a exprimat această dragoste. Nu s-a exprimat emoțiile și nu doar că nu s-a exprimat, nu s-a putut manifesta atingerea. În ambele cărți cei doi se ating și fuzionează energetic. Nu s-a putut, dar un nou capitol se deschide. Da? Și faetonul vine după acești îndrăgostiți. În ce sens? Îndrăgostiți înseamnă și alegere. Ce fac? Ce aleg? Relațiile karmice, banii, cariera, aia sau dragostea sau sufletul pereche sau alte lucruri mult mai satisfăcătoare. La capătul setului de cărți, asul de monede și regele de monede. Da, are bani. Alfa, probabil. Lupul alfa, da? Că și lupul și leu și lupii și lei trăiesc în grupuri, aici asemănarea. Și grupurile au tot timpul un șef. Da? Probabil acest personaj este șef în grupul său. Are bani, are un anumit tip de stabilitate, dar vrea altceva. De ce zic altceva? Pentru că este o monedă cu rădăcini. Ar fi deselenită. Și dorința de a investi într-un alt loc nu musai, de a sădi valori pe un alt teren. Știți ce mi-aduc aminte? De Jack și vrejul de fasole, da? Dacă probabil punea fasolea pe un alt teren, nu crește așa de sus până la cer. Dar dacă pui pe terenul potrivit, probabil că aici e o chestie. Ia uite, dezamăgire. Faetonul interesant, turnul, separare, da, separare de familie, de o relație, de un tip de a gândi, de o educație poate prea strictă. Turnul și faetonul. De ce apare dezamăgirea aceasta? Pentru că undeva, pentru că faetonul merge către stea care îi vindecă sufletul. Cu alte cuvinte, este o plecare, oarecum cu inima rănită, dar cu conștiința că se va manifesta întâlnirea. Ia uite ce frumos! Adevărul, întâlnirea cu sufletul pereche, fericirea, poate chiar o relație, eu știu... Cine crede în genul ăla de contracte, de căsătorii, ok. Dar
Important este că e o relație spirituală, un contract spiritual. Mai presus de contractele umane, acesta este un contract spiritual. Acesta este adevărul pe care îl veți descoperi. Și repede, ce apare această inimă frântă? Pentru că este conștiința cuiva, am de toate, dar n-am dragoste. Da, dragoste. Și de ce nu are? Pentru că și-a blocat-o, pentru că nu a exprimat. Astfel de spade este invers. Nu a exprimat. Măcar dacă ar fi exprimat și ar fi fost greșit înțeles sau înțeleasă, tot ar mai fi fost ceva, dar nu a exprimat. Da? Vedeți? Am vorbit de dragoste neexprimată în spatele lumii. Și am văzut și regele de spade care nu prea arată. Parcă l-am văzut, nu? Posibil a fost în două capitole în viața voastră. În primul capitol, posibil energia feminină a fost destul de defensivă din motivele ei. Când cineva e defensiv, are motive. Are motive. Care ar fi motivele? Rănile. Una după alta și atunci înveți să te protejezi. Dar ce să zic? În dragoste trebuie să ai și răbdare. Trebuie să te și lupți. Nu înseamnă dacă vine așa, gata, este ideal. Nu, nu. Probabil că sunteți două persoane diferite și aici a trebuit să se mai lucreze la această fuziune. Cum reușiți să completați, să echilibrați diferențele și să lucrați împreună. Nu mai dăm pe 7 de bute. Clarificăm 7 de bute. Paletul de bute. Wow! Interesant ce simt. 7 și cu 8. 8 de bute. Comunicarea aceasta va fi o comunicare insistentă din partea cuiva. Suficient de insistentă cât să spargă acest scut protector. Nu că ar vrea să atace, cât. Pentru că cineva simte că sunteți potriviți împreună. Soarele. Nu se poate că puteți să fiți super fericiți împreună. Și steaua, să vă vindecați, să vindecați eventual și pe alții. Și steaua înseamnă misiune. Probabil că aveți o misiune. Unii dintre voi. Nu știu, acum nu o să fie valabil pentru toți, vă rog frumos, chiar dacă mesajul e foarte frumos. Da, pentru unii, vă rog, anunțați-mă dacă vă căsătoriți. Nu știu dacă o să pot să vin anunta tuturor. Dar măcar trimiteți în prăjituri. Mai, împăratul vrea să vină, da? Să ofere această cupă. N-are cui să ofere decât împărătesei. Dar pentru asta trebuie să inițieze valetul de bute. Da? Și începe cu un mesaj, cu un gest, în primul rând cu o călătorie sau cu călătoria vieții. Că 21 înseamnă încheiere de capitol, început de capitol. Posibil, poate, unul dintre voi să fie, eu știu, am zis să circule în jurul lumii, să aibă așa o rețea foarte mare, o influență specială, dar nu obligatoriu. Dar 21 înseamnă și apropiere. Intrați într-un cerc împreună. Da. Deci, bărbatul divin, cred că citesc despre flăcări gemene, că avem aici flăcări gemene. Însă știți voi că povestea flăcărilor gemene nu e chiar așa de grozavă, nu e chiar așa de plăcută. Trec prin foarte multe cei doi ca să ajungă să se recunoască și să îndrăznească să fie împreună. Lumea, clarificăm lumea. Asta vrea să par... nu. Sper că nu. Dacă au fost jocuri mentale, dacă a fost orgoliu, dacă s-au băgat unii alții, că am zis că au fost, da? Aceste influențe se dau în spate.
Se lasă în spate. Ok, mai vedem la ceva. Da. Pentru că distanța asta și influența lor, interesant, nu au anihilat dragostea, nu au distrus-o, ba dimpotrivă a fost un test de rezistență și cineva a rezistat. 10 de bâte. Cineva a dus bine această dragoste. Chiar dacă a avut multe de făcut, multe responsabilități sau multe influențe, pasiunea asta a devenit și mai arzătoare, dragostea și mai profundă. Da. Da, și vrea să manifeste. Da, probabil că a fost o relație karmică undeva în spate la un moment dat. Dar trecând peste aceste relații karmice, 4 de monede pe care îl revăd, ne atrage atenția că în tot acest răstimp, cred că amândoi a ținut unul la altul. Sau cel puțin unul, care probabil e mai conștient de această legătură decât celălalt, cel puțin unul a ținut la celălalt, probabil că nu a arătat. Posibil acest personaj. Pentru că acesta a fost în lumea sa, interesant, celălalt deasupra lumii. Trecut, apropo, dacă toți sunt opoziții. Lumea. Regina de spade, dorința de a comunica, am zis? De a clarifica, de a aduce adevăr, dreptate și ce? Și dragoste. Ia uite, da, o, extra, băi, deci mă bucur că am făcut tetalare, ia uite azi, măi, renaștere, faetonul, iar. Trăsnet într-un mod trăsnet, poate că unii într-un mod trăsnet vă veți și căsători, nu e obligatoriu, dar aș spune că-i trezire, iar cu turnul, cu asul de spade și marele preot, e o trezire la spiritualitate a unuia dintre voi. Și această trezire determină, măi, dar faetonul e foarte hotărât. E de fapt împăratul la volan. Hotărât să renască, că și-a ascultat intuiția. Ia uite, i-a vorbit, eu știu, profetul. A investigat, eu știu dacă, nu știu dacă a investigat, poate că. Dar vrea să renască această legătură. Ce poate fi mai frumos? Mai scot cărți? Îndrăgostiții. Lăsăm așa mai puține detalii. Pentru că e foarte frumos ce apare. Ia uite, valetul de monede. Alt valet. Tot inițiere. Inițiativă, pardon. Inițiativă. Ia uite și soarele. Da, cineva e dispus. E dispus, zic la masculin, pentru că e energie masculină. E dispus să se lupte pentru această fericire. Pentru că pasiunea este foarte mare, 10 de bute în acest context este o pasiune arzătoare, dragostea probabil că dă pe din afară. Și 5 de bute, da. Tocmai pentru că are atâta... Ar trebui să facă ceva, sport, arte marțiale, ca să mai consume din energia pe care o are. Da. Păi și probabil că asta va face, da? Se va lupta pentru această fericire. Aș spune soarele. Ia uite. Vrea să iasă în evidență. Probabil personajul, unul dintre voi, aveți marcaj, nu zic zodia leului, marcaj. Cu 5 de bâte, Marte în leu. Marte în leu. Acum, valetul de monede, dorința de a, probabil, da un telefon, posibil, te oferi, eu știu, un cadou. Și am văzut lămdă și cavalerul de cupe, nu? Alt tip de mișcare și comunicare emoțională. Asta e schimbarea de perspectivă. Nu mai vreau nicio influență, lăsați-mă în pace, gata, mă duc, plec la drum, vreau să mă întâlnesc cu, nu știu, dragostea vieții mele. Cât am vorbit? Cred că e suficient deocamdată. Alte mesaje? Ce ar vrea să spună? Hai să vedem. Nu, încep mai întâi. Apropo, chiar că sunt doi valeți și regina de spade. Clar că e chestiune de comunicare. Hai să vedem ce ar vrea să spună. Hai. Și pornim. În primul rând. Ia. Ce vrea să... Ia uite, că vă iubește.
Regina de cupe. Dar ce repede a venit, s-a gândit bine, a analizat, s-a vindecat. Wow, în tăcere, eremitul. Ba chiar a mai și investigat cu valetul de spade, poate v-a spionat, poate a citit, eu știu, pe Facebook, a citit cărți, eu știu, în tăcere, în singurătate, la distanță. Da? Ce vrea să vă spună? Că vă iubește, măi. Și probabil că unii dintre voi simțiți această energie chiar de la distanță, pentru că cei doi comunică telepatic. Rac, rac, că am văzut faetonul chiar. N-am citit toate zodiile care sunt, dar sunt destule. Rac, pești, scorpion, semne de foc, berbec, săgetător, leu, am vorbit. Fecioară, am văzut mai devreme, capricorn, taur. Gemeni, da, toate sunt semne, toate sunt aici. Nu aici e important. Nu asta e important. Regina de cupe. Important e că e dragoste. Și trebuie manifestată. Interesant. Cineva vrea să primească dragoste. Și știe că nu poate să primească totuși de oriunde, da? E o coronare. Probabil unele femei vor fi apreciate pentru ceea ce sunt. Deși energie feminină poate să fie și un bărbat în energia sa feminină, un bărbat sensibil, romantic, care vrea să ofere dragoste cuiva care primește dragoste, cu care se completează, nu care îi folosește banii. Da? Deci, acesta este mesajul principal. Hai să mai vedem altceva. Apoi, ce mai zice alte? Ce ar vrea să vă spun? Vrea să aibă grijă de voi. Regina de cupe are grijă, face ceaiuri, cafeluță. Dacă stați la lucru, vă face cafeluță, ceaiuri. Ia uite, eremitul, a fost o tăcere. Probabil personajul acesta s-a însingurat ca să decidă. Are multe opțiuni. Dacă e împărat, oh-ho-ho, și dacă e rege. Rege, au opțiuni, evident că sunt sus. Dar ce drăguț, vedeți, regele și regina de spade. A ajuns la concluzia în această tăcere că sunteți potriviți. Nu doar emoțional, doi de cupe, nu doar, eu știu, sexual, că probabil atracția este excepțională, dar și mental. Amândoi comunicați sau veți comunica de acum încolo în adevăr. Și iute va fi magician, că tot vorbeam de magician și cavalerul de spade, va fi o comunicare trăsnet, că tot am văzut turnul, comunicare trăsnet, cum zisei mai devreme, da? Într-un mod neașteptat. Gata! Călătoresc, comunic, dacă nu-i călătorie, poate să fie doar comunicare și vă anunță. Păi vezi că vin. Păi vezi că vin. Ce mă mai distrez eu? Drăguțe, drăguț. Ok, deci înțeles că opțiunile astea sunt apă de ploaie. Confuzii. Ok. Știi, așa, 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 așa. Cum era melodia aceea? Stai, cum vine o melodie. Dust in the wind. Asta e, dust in the wind, că tot sunt spade în wind, în vânt. Asta e, dust in the wind. Și a spune ce legătură are regele de spade cu regina de cupe. Asta este rațiunea persoanei care iubește. Nu înseamnă că dacă ești emoțional, n-ai rațiune, dragii mei. Nu înseamnă dacă îți apare regina de cupe, gata, nu mai ai și minte și șapte de cupe clarificăm totuși. Bine, asta e o concluzie la care a ajuns acest personaj. În tăcere. Probabil că a fost tăcere, eremitul între voi, în întuneric, în singurătate, prin noaptea întunecată a sufletului. Da, trebuie să învețe să aleagă. Și apoi să a ajuns la concluzia că vrea să investească șapte de monede în această relație. Și am văzut, am vorbit de investiție cu asul de monede și regele de monede. Ia uite, împărăteasa. Ha, ce frumos! Dar voi știți, doamnelor, știți că se apropie acest moment special, asul de monede, știți, da? Ia uite, că acest personaj, regele de foc, l-am văzut și mai devreme, da? Cu leu, paraleu. Vrea să construiască o relație.
vrea să vă ofere ceva special. Pentru că doar alături de voi pot să aibă o legătură atât de complexă, aș spune. Atât, da? New Moon in Pisces. Probabil ceva s-a întâmplat la luna nouă în Pești. Attuned to the divine. Am zis schimbarea asta de perspectivă, că avem 12 spânzuratul zodia peștilor. Dar nu vorbesc de asta, vorbesc de niște aliane... Aha. De felul în care s-au aliniat planetele în viața cuiva și acești oameni au ajuns la concluzia că au nevoie de divinitate, au nevoie de relații profunde, de la suflet la suflet. Step up and lead. Da, tipic. Nimon în Capricorn. Și release control. Apropo de acel împărat, da, ok, mai are totul la picioare. Dar, trebuie să-și onoreze emoțiile, să lase în spate trecutul, să lase fricile, mai ales dacă, probabil, dacă este și cu marcaj în zodia racului, sau marcaj poate să fie un bărbat, orice zodia ar fi, cu luna rac. Și să reflecteze un pic asupra priorităților. Care sunt prioritățile? Cu aspecte învărsători, prioritățile sunt mult mai profunde decât materialul, decât, eu știu, cariera strălucitoare. Ce vrea să vă mai transmită? O să se facă prezența, simțită prezența. Nu că doar simțită, se va face văzut, văzută, deși energie masculină. Ia uite. Have patience, a venit invers, să vedem cum citesc. Aha, vrea să vă cunoască. Da, să se întoarcă la ceea... Deci, în primul rând, asta e 3. 2 și 1, 3. Vrea să se întoarcă la ceea ce iubește. La voi, că pe voi vă iubește. Și ce? 44, număr maestru, 22, tot am vorbit de 4 și de 3. Și să vă cunoască, pentru că până acum tot a avut răbdare, nu mai are răbdare. Nu mai are răbdare. Probabil de mai mult timp. Probabil că a fost distanță 17, steaua înseamnă și distanță iar. Ce sentiment că persoana respectivă e de neatins. Nu e o chestiune doar de popularitate. E vorba că e un ideal de neatins. Dar posibil că s-au făcut niște vindecări. Ah, interesant ce mai simt. Probabil în trecut... Personajul nu prea avea răbdare și acum vrea să se vindece. Da. Și se vindecă doar întorcându-se la voi. Aici e ca o stea, vedeți? E ca o stea. Trebuie să... Probabil portalul acesta care s-a întâmplat sau poate alte portaluri, nu știu, cât un pic îi va aduce mai aproape de voi. Mai un pic. Probabil că a și trecut dincolo, nu știu. Dar asta vrea să vă transmit. Am zis, sunteți puternici unul lângă celălalt. Am văzut împăratul și împărăteasa. Da? Aici sunt doi oameni. Patru. Doi oameni super încăpățânați. Dar care împreună 8 se transformă unul pe celălalt, dar pot să transforme și alte persoane. Apropo de parte din misiunea lor. Wow, ce frumos. Deci, cu alte cuvinte, divine, masculine, on his way. Da, bărbatul vieții voastre, nu bărbatul vieții voastre, dragile mele, bărbatul divin, e în drum spre voi, doamnelor divine. Poate să fie și invers, dar mie nu mi se pare că e invers. Dar dacă se întâmplă să fie invers... Why not? Totuși. Părăteasa stă și așteaptă. Intuiește, simte, visează că acușica primește acest cadou. Și nu e vorba de cadou, deși probabil că se va lăsa și cu vreo atenție ceva.
E vorba de o comunicare, de o întâlnire și, în primul rând, de însămânțarea aceea. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, ceau!